le spunem așa. Lucrând împreună, cine-i problema, domnul profesor, da, da? Lucrând împreună, două echipe de muncitori ar putea să finalizeze o lucrare în 24 de zile. Deci prima echipă și plus a doua echipă, dacă ar lucra împreună, ar dura 24 de zile. Dar prima lucrează singură timp de 4 zile, iar cea de-a doua 7 zile. Bun. Deci dacă lucrarea ar fi toată așa, ele lucrează, cât am spus, 4 zile. 4 zile împreună. 4 zile împreună, da? Da. 1 plus 2. Da. A prima și a doua. Da. Și mai lucrează încă o bucățică din lucrare. Numai a doua. Numai a doua. Două zile, da? Da. Și astfel ele fac doar 20% din lucrare. Și asta înseamnă, pe porțiunea asta, cât a însemnat? 20%. 20%, care înseamnă 20 pe 100. Adică 1 pe 5. Adică o cincime. Da. Deci, până aici e o cincime. Până aici este o cincime din lucrare. Corect. Ce le-au rămas lor să lucreze, ar fi, din lucrare respectivă, ar fi 4 cincimi. Nu? 4 cincimi. Că o cincime o termină lucrând asta încă două zile, da? Da. Ei, așa. 4 cincimi din lucrare ar fi însemnat, de fapt, câte zile dacă ar fi lucrat împreună cele două? Că 4 zile le-a lucrat împreună. Da. Ar mai... 20 de zile. În 20 de zile... Lucrează numai echipa a doua. Întreabă cât se lucreze echipa a doua? Da, lucrează, întreabă câte zile vă zic necesare cele de-a doua pentru a termina lucrurile singură. Pentru de la asta, deci. Cele de-a doua, ca să termine singură. Deci, avem așa aici, o cincime minus o șesime. Deci, o cincime minus o șesime egal cu 1 pe 30. Știți că am descoperit noi că asta e 1 pe 6 de aici. Că astea două zile care lucrează asta singură. A, așa. Deci... dintr-o cincime, am scăzut o șesime cât lucrează echipa a doua singură. Deci dintr-o cincime, da, am scăzut o șesime, da, asta de aici, da, da, bucățica asta. Exact. Cum am zis noi că este o șesime de lucru din toată porțiunea asta? De ce am zis că este o șesime? Păi 6 zile au lucrat. 6 zile a lucrat a doua echipă. A, așa. 1 din 6. Deci, o șesime este... așa, din lucrare. Da. Deci, dacă ar fi făcut 24 de zile lucrând continuu și cea de-a doua, ea, deci lucrând, atenție, lucrând 24 continuu, cot la cot, cu cea, cu prima echipă, ar fi terminat lucrarea asta în câte zile? În 24 de zile. Da. Faptul că aici el lucrează doar 4 zile, da, împreună, ar mai fi trebuit să lucreze în total 20 de zile. 20 de zile. Deci 20 de zile i-ar mai fi trebuit celei de-a prima. Deci prima echipă părăsește. Părăsește și cea de-a doua rămâne. Și cea de-a doua continuă să lucreze. Da. Deci, cea de-a doua lucrează cele 20 de zile, dar mai lucrează și ce trebuia să lucreze pentru prima, locul, nu? Primei, da. În locul primei. O să lucreze mai mult. Sigur că da. Va lucra mult mai mult. Da. Acum, aici, în clipa asta, bucățica asta de două zile pe care o lucrează cea de-a
doua echipă, singură, face o anumită lucrare, completează, practic, până la o cincime. Da. Ele aici, cât ar fi făcut din lucrare? În cele patru zile? În cele patru zile. Păi, dacă în... În patru zile... Deci în șase... Nu, la patru. Șase. Deci o șesime. Deci o șesime, da, din lucrare. Da. Și acum o cincime... Și noi am scăzut o șesime. O cincime, dintr-o cincime, am scăzut o șesime și ne-a dat... Și am aflat aia de acolo. 1 pe 30. Corect. Dar în două zile o face. În două zile, corect. Și ca să vedem cât face într-o zi, îi vine 1 pe 60. Așa. Și ăsta e motivul pentru care e 1 pe 60 acela. Da? Deci noi am folosit 1 pe 60 și profesorul spune că n-a înțeles de ce e 1 pe 60. Așa a zis Oravea și... Deci n-ați fost voi în stare să explicați, să explicați că... O cincime fac... O cincime fac... Din lucrare. Așa, până aici. Ambele. Da. Nu, o șesime fac ambele. Da, o șesime fac ambele și dintr-o și cincime... Rămâne, și rămâne o porțiune de două zile pe care o lucrează doar asta. Echipa a doua. Echipa a doua. Da. Și atunci, dintr-o cincime... Scăzut o șesime că lucrează amândouă. Scădem pe o dintr-o cincime, scădem o șesime. Și îmi rămâne cât din lucrare lucrează... 1 pe 30. Și eu am vrut să văd care este viteza de lucru a celei de-a doua pe zi. 1 pe 30 în două zile și n-am aflat pe zi. 1 pe 60. 1 pe 60 din lucrare. 1 pe 60 din lucrare. Corect. Asta înseamnă pe zi faci 1 pe 60 de lucrare. Și în clipa de aici încolo... Ea mai are 4 pe 5 sau 20 de zile. Nu 20 de zile, ea mai are 4 pe 5 din lucrare. Are 4 pe 5 având o viteză de lucru pe zi decât de 1 pe 30 din lucrare. Da. 1 pe 60. De 1 pe 60. Da. Și atunci aflăm numărul de zile. Dacă la... câte am spus noi? Dacă în două zile sau punem într-o zi? Da, la o zi mă interesează, ca să fac număr de zile. Deci, dacă într-o zi faci 1 pe 60 din lucrare, da? Din lucrare, în atunci, câte zile? Ca asta mă interesează. Da, în câte zile va face, fie că mă interesează de 4 cincimi din lucrare, fie că mă pot gândi la întreaga lucrare. Da, mai bine restul, că restul ne întreabă. 4-5. În câte zile va termina lucrarea, parcă zic. Da. Așa zic, da? Exact, în câte zile va termina lucrarea, echipa a doua lucrând singură. Așa. Va termina lucrând singură. Deci de aici mare 4-5. La 4 pe 5. 4 pe 5 din X. A scris invers. 4 pe 5. 5 pe 4 a scris. 5 pe 4. 4 pe 5. 4 pe 5 din lucrare, nu? Din lucrare, trebuie să spun invers. Deci dacă într-o 4 pe 5 în X zile lucrare, în X zile, da? Da. În X zile. Și atunci, ca să găsesc pe X, vine 4 pe 5 împărțit la 1 pe 60 și am aflat numărul de zile. Da? Deci X va fi egal cu cine? 4 pe 5 împărțit la 1 pe 60, adică mulțit cu 1 pe 60 și egal cu cine? Cu, aici se simplifică, nu, cu 60 pe 5 X egal cu 4 pe 5 ori 1 pe 60 48 de zile. Da, 48 de zile. 240 împărțit la 5. 240, da, împărțit la 5. Face? 48 de zile. 48 de zile. Asta este răspunsul. Și e corect. Deci e 1 pe 5 minus 1 pe 6. E corect. Acolo, la nou, știu să explice care a fost logica, raționamentul acesta pentru două zile. Exact. Eu am vrut să văd care este viteza de lucru
Într-o zi. Într-o singură zi. Cât poate face echipa a doua. Deci face a 60-a parte din lucrare. Exact. Asta e viteza de lucru a ei. Și dacă am a 60-a parte din lucrare, atunci repede pot să fac, să văd cele 4-5 încât se execută. Exact. Și 48 de zile. Deci mai continuă. Am lucrat-o corect. 48 de zile. Dar profesorul a întrebat doar atât. Știi tu să explici de ce 1 pe 60 e celălalt? Asta te-a întrebat? Da. Da. Și n-ai știut de unde să poți. Da. Știu dacă ai știut să... Te-ai emoționat, mami, că dacă e 1 pe 5 fac împreună... Da. Vezi, de fiecare dată când facem o problemă, trebuie să avem forța să înțelegem. Și dacă nu înțelegi ceva, întrebi. Că faci, am mai spus-o și altă dată, o spun și acum, facem un serviciu dublu. Pentru că foarte mulți care privesc filmul respectiv, poate n-au înțeles exact ce s-a întâmplat. Da? Deci, insist. Vă emoționează, da, mami, dar 20% din lucrare înseamnă 1 pe 5. 1 pe 30 a făcut într-o zi. Nu, uite, 20% din lucrare înseamnă 1 pe 5. Deci o cincime spune că este după ce mai lucrează încă două zile ăștia, da? Cei doi, echipa a doua. Și atunci acoperă 20% până aici. Și dacă acopere 20% până aici... Adică o cincime, noi vrem să vedem cât înseamnă bucățica aia. Mă interesează bucățica pe care o execută ăștia în două zile din lucrare. Aia e o șesime. De unde ți-ai dat seama? Nu te spune domn profesor acolo. Da. Păi cât lucrează împreună, 4 zile, care din 24 înseamnă 24 împărțit la 4, 6. A șasea parte. A șasea parte. Că el, dacă ar lucra câte 4 zile, ar trebui să facă 6 astfel de segmente, da? Corect. Ca să acopere întreaga lucrare. Dar lucrează, deci, o pătrime, da, o șesime, pardon, împreună, da, pleacă echipa întâi, echipa a doua mai lucrează încă 2 zile, și acoperă o cincime din toată lucrarea. Și atunci... Din 1 pe 5. Din 1 pe 5 din lucrarea respectiv, dintr-o cincime, scad ce a lucrat împreună. Și a rămas cât mi-a rămas aici? Lucrarea care se execută de echipa a doua zile. În 2 zile. Adică 1 pe 30 rămas dintr-o cincime minus o șesime, face 1 pe 30. Și îndată m-am interesat așa. Dacă în 2 zile execută 1 pe 30 din lucrare, într-o zi cât faci? 1 pe 60. 1 pe 60 din lucrare, jumătate, nu? Adică trebuie să împar la 2 și 1 pe 30 împărțit la 2 face 1 pe 60. Și profesorul asta m-a întrebat. Ce ai căutat tu cu 1 pe 60? De unde ți-a apărut 1 pe 60? Și s-a apărut că 1 pe 60 este artificial. Da? Deci nu este artificial, ci este urmarea a faptului că am gândit aici diferența. Aici este miezul problemei. Exact. Da? Atunci dacă într-o zi fac 1 pe 60 din lucrare, atunci în câte zile vor face restul? Adică 4-5. 4-5 din lucrare. Și iese 48 de zile. Raționamentul e super. Da. Mi-am dat o problemă în clasă și am lucrat ceva de același gen și am spus că o să ne dea una la fel la test. Te rog. Vă dau o modele și probabil să schimbați? Da, ai înțeles problema aceea care ați lucrat împreună? Da. Da, ai zis-o cu jumătate de gură. Hai să o refacem din nou. Corect. Mă interesează nu o altă problemă, ci să vedem acolo modelul același și să vedem cum de acolo putem face și altul. Ok. A plus 3, numerele A plus 3, A plus 3, 4, virgulă, A plus 4, B plus 4, B plus 4, da, B plus 4, B plus 4, da, și C plus 5, da, direct proporțional. Deci mulțimea asta e direct proporțional. Numele așa sunt direct proporționale cu numerele. 2, 3 și 4. Cât? 2, 3 și 4. Mai tare și mai tare. Și 4, da. Mai departe. C plus 5. Cu condiția, da? Da, C plus 5. Și 2 plus 7. Și 2 plus... 2 plus 7? Da, 2 plus 7. Păi 2 plus 7 ce e? Și D plus 7. D plus 7, da. C plus 5. D plus 7. Și atât? Direct proporțional.
Astea sunt direct proporționale cu numerele. 0 sau indirect? Cu numerele? 0,5. 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Și 3A plus 4B plus 5C plus 6D. Da. Da. Egal cu 148.870. 148.000 și? 870. Gata, nu e în cazul să vă supărați, ci să fim atenți să vedem ce facem. Deci, din la contul ce ai făcut la clasă, să vedem ce ai înțeles de la clasă și cum... Păi, A plus 3 pe 2. Deci, prima ar însemna așa, A plus 3 supra 2. Egal cu B plus 4 supra 3. Și egal cu... C plus 5. Da? C plus 3 este? C plus 3. 3, 4 și 5. C plus 5 supra 4. Așa. Da, e de zi. C plus 5. Da. Supra 4. 5 supra 4. Nu mai dintre de pe care, dar mă rezolv. Asta fac. Da. Asta e din directa proporționalitate. Acum, da. Dedesubt. C plus 5. O altă relație. C plus 5. Supra 5 pe 10 adică 1 pe 2. Supra 1 pe 2, da. Este egal cu D plus 7. D plus 7, da? Da, supra 1 pe 3 pe 9, adică 1 pe 3. 1 pe 3. Și la care adăugăm și condiția aceea, da? Care o avem aici? 3A plus 4B plus 5C plus 6D egal cu 148.870. Zi, Miruna, concret, cum? C plus 5 pe 4 avem două C plus 5, adică C plus 5 pe 4 și C plus 5 pe 1 pe 2, așa că la prima operație vom nota cu K. Așa, deci aici raportul e egal cu K. De a doua cu mult. Cum? Perfect. Cum am făcut anterior, da? Și avem că C plus 5. Deci de aici rezultă că C plus 5 este egal cu 4K. 4K. Și C plus 5 este egal cu 3 M. 3 M. Nu mai te uita în urmă. Hai să-l conduci acum. Da, ce va... Da. Este același C plus 5 și într-un caz și cealaltă. Și atunci 4K. Deci rezultă că 4K este egal cu 3M. De unde rezultă, le scoatem funcție de K, unde rezultă de unde, că... Valoarea raportului din cea de-a doua directă proporțională. De unde? Păi a spus așa, că C plus 5 și D plus 7 sunt de direct proporționale cu 0,5 și 0,03 în perioadă. Și înseamnă C plus 5 supra 1 pe 2, că 0,5 da. Înseamnă 1 pe 2. Așa. Și 3 nu? E egal cu D plus 7 supra 3 pe 9. Da. Adică 1 pe 3. Da, domnul profesor. Și acum C plus 5 a doua, e egal cu 3 mă, nu știam de unde. C plus 5, nu, e greșit. Nu e 3 mă. C plus 5 este egal cu M pe 2. E M ori 1 pe 2. Deci, și nici aici D plus 7 nu ar fi fost, ar fi M pe 3. Că dacă ar fi fost 3 aici, deci C plus 5 egal cu cine, Miruna? Egal cu M pe 2. Corect. M pe 2. Și acum egalitatea ar fi cum? 4K egal cu M pe 2. Echivalentul mai zice că 8K egal cu M. Și care e egal cu M? Ori pe K îl scoatem, ori dacă nu îl scoatem pe M, că îl și avem. Și locuim pe M, egal cu 8K. Așa că în loc de M de aici, Miruna, punem 8K. Și acum, ce facem? Punem
scoatem pe A plus 3 pe 2 egal cu K. Corect. A plus 3 egal cu 2K. Deci A plus 3 totul pe 2K se înțeleagă toată lumea egal cu cât cu K. De unde rezultă că A plus 3 egal cu 2K. Adică A egal cu 2K minus 3. Apoi. Mergem la te rog. B plus 4 egal cu 3K. B plus 4 supra 3, mama. Supra 3. Egal cu K. Egal cu K. Da. B plus 4 egal cu 3K. Adică B egal cu 3K minus 4. Da. Lucrăm, da? Lucrăm. Da. Bun. C plus 5 pe 4 egal cu K. Da. De unde rezultă că C plus 5 egal cu 4K. Și atunci C este egal cu 4K minus 5. 4K minus 5, da. Vai de mine câți vin. Așa. Deci 4C egal cu... C egal cu 4K minus 5, pe urmă? C plus 5 supra 1 pe 2 egal cu 8K. Adică 2 pe lângă C plus 5. Adică 2 pe lângă C plus 5, 2 pe lângă C plus 5 egal cu 8K. De unde? C plus 5 face și tot 4K. Era de așteptat. Pe ăsta nici nu merita să mai luăm în discuție, că l-am prins deodată. Da. Apoi. D plus 7. Cât? D plus 7 pe 1 pe 3. D plus 7 supra 1 pe 3. Egal cu 8K. De unde rezultă că 3 pe lângă D plus 7 egal cu 8K. D. Pe lângă 2 plus 7 egal cu 8K. D pe lângă 3 plus 7 ce? 3 ori... D 3. Plus 7 ori 3. Da. Deci 3 pe lângă D plus 7 egal cu 8K. De unde rezultă că... D plus 7. D plus 7 egal cu 8K pe... Adică de aici D-ul este egal cu 8K pe 3 minus 7. 8K supra 3 minus 7. Și iată că am găsit pe cine? Pe A, Miruna. Avem A-ul, B-ul, C-ul și D-ul. Și îndată ce știm pe A, B, C și D, le locuim în relația dată. Adică 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 pe lângă 2K minus 3. 2K minus 3. Plus 4 pe lângă 3K minus 4. Plus 5 pe lângă 4K minus 5. 4K minus 5. Plus 6 pe lângă 8K pe 3 minus 7. 8K pe 3 minus 7. Egal cu? Egal cu 848.870. 870. Și de acum este un lucru în K făcut, da? Da. Și zicem? 6K minus 9 plus 12K minus 16 plus 20K minus 20 plus... 20K minus 25, poate. 20... Da. 5 ori 5, nu? Da. Minus 25, da? 6 ori 6 cu 3 simplificăm. Da. Vine 2 ori 8, 16. 16K minus 14. Minus, atenție, minus 2 ori... Nu-i 2, că 6 ăsta se dus după... Trebuie mulțit și cu 7. Da, 6 ori 7. Dacă nu ai sesizat bine lucru, trebuia să mulțim și să simplificăm aici și pe unul rămâne 6 ori 7, da? Minus 6 ori 7, 42. Că altfel, ai înțeles ce se întâmplă? Da. Trebuie să mulțesc 6 cu 8 cu 8K pe 3 și 6 și cu 7. Deci 6 ăsta îl lovește și pe 7, nu 2-ul. Da? Minus 42 egal cu 148.870. Și avem 6K plus 12K, 18K, 18K, 20, 38K și 38 cu 16 avem... Da, 38 cu 16, 40, 50 și... 54. Deci 54K. Este egal cu 148.870. 148.000. 840 minus
Minus 70, da? 70, da. Minus 148. 8.870 minus? Minus... 9, minus 16, minus 25, 25 cu 25, 50. Deci plus vine, nu? Că da, plus, plus. 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 92, parcă vine, nu? Ia să vedem încă o dată. 9 cu 16, 25 cu 25, 50. 50 cu 42, 92. Da. Și... Îl găsim de aici pe K, egal cu? K egal cu... 1480... 148.962 spre 54. 148.962 spre 54. Nu se împarte perfect. 54 nu se împarte, nu e nicio dramă. Trebuie să simplificăm prin 2, prin cât se mai împarte acolo. 2 ori cât? 27, nu? Prin 3? Ia să vedem prin 3. Împărțirea 3 de 49.654 sus, supra. La cât? La 3? La 3. Da? 18. Îl mai împărțim o dată la cât? Deci 49.754 49.654 supra 18. Supra 18. Prin ce te-ai simplificat? Prin 3. Ia să mai vedem dacă... Prin 2 merge sigur. Împărțirea 2. Și de 24.827 supra 9, să mai împărțim prin 3 acum. 24.827 prin 3 nu mai vrea. Supra 9. Și nu mai vrea prin 3, da? Că da, 6, nu dacă nu merge pe 3, nu merge. Da. Deci 2 cu 4, 6, 10, 16, 7, 23. Nu se poate. Și așa vă dați și vouă la școală un număr de urât? Nu, la școală mi-a dat că K egal cu, da, tot la fel. Doamne, și asta era în totul, de ce am ajuns de ce așa de... Ce a avut aici nou? Care a fost logica? Faptul că același, să scriu direct a proporțional, în partea, cu ce ne alegem din toată povestea asta? Corect, calculul e fac. Da. Mai deci... era 74 K. Păi, hai să mai vedem, am fi greșit noi. Da, mă întorc aici. Șirul de rapoartele a avut așa? Te rog, da. Așa. Deci faptul că direct proporționalitatea A plus 3 pe 2, B plus 4 pe 3, C plus 5 pe 4, egal cu K, da? Da, plus 4. Mai că avem 6K plus 12K plus 20K și plus 3, 6... Dar de ce 3? 16K nu de abdomen. Aici e 8K pe 3. Nu? Am zis simplificăm 2 ori 8, 16. Da. Am zis că 6K minus 9 plus 12K minus 16. Da. Plus 20K minus 25. Da. Plus 36K minus 42. Plus 36. 6 ori 48. Și 48 pe 3. Nu ai avut așa 6 pe lângă 8K pe 3? Poate ai altceva. Nu-i 6. 6 pe lângă 6K minus 7. 6 pe lângă 6K minus... Nu, n-avea de unde minus 7. 6K? Dar de ce 6K? 3 plus 7 egal cu 6K și plus 2 egal cu 6K minus 7. Păi 3 pe lângă D plus 7 egal cu 8K. Vă nu vă dat 8K? La a doua? A doilea raport, domnul, a doua proporționalitate, domnul profesor. Da. Nu, ne-a dat 8K. Cu 8K v-a dat aici. Din egalitatea asta, 4K... egal cu M pe 2. 2. Nu așa v-a dat? 4K egal cu MP2? E egal cu 8K. Noi am lucrat corect. Păi, ia să vedem. 5, C plus 5 pe 4 egal cu K, nu? Da. Și tot C plus 5, poate nu este C plus 5 aici, altceva. Ziceți voi copii care ați mai fost la școală. Miruna, ai C plus 5 supra 1 pe 2? Nu știu ce am dat. C plus 3. C plus 3? Da, cu C plus 5 și... Sau ce plus 5? E tot C plus 5. C plus 5, da. Făcut la școală, Libina. Tot asta. C plus 5 aici are invers proporțional, domnul profesor. Am zis eu invers proporțional. Invers proporțional, domnul. Am zis eu că e invers proporțional.
Ori dictăm toată bura, invers proporțional cu 0,5 și 0,5. Deci am mai scos din curs aici. Deci alt raport este. Normal, da, mie da, așa urmă. Da. Deci care este al doilea, da? Deci al doilea trebuie să-l lucrăm acum. Da. Asta. Deci vine C plus 5 ori... Ori asta, da? Că așa zicem. Asta ori asta egal cu asta ori asta, da? Da. C plus 5 înmulțit cu 1 pe 2, adică C plus 5 pe 2, este egal cu D plus 7 înmulțit cu 1 pe 3, da? Da, pe 3. Sau pe 3 egal cu M, parcă am văzut. Egal cu M, da. Da. De unde rezultă că C plus 5 egal cu 2M. Da? C plus 5 egal cu 2M. Da, odată. Și odată C plus 5 pe 4. 2M. Și C plus 5 egal cu 4K. Și vine 4K egal cu 2M. Adică M egal cu 2K. M egal cu 2K. Și dacă M egal cu 2K, folosim aici, în loc de M, punem 2K, da? Și acum la D plus 7 egal cu 6K. Minus 7. D egal cu 6K minus 7. Deci D egal cu 6K minus 7. 6K minus 7. Minus 7. Și acum da. 7 minus 7. În condiția asta, 2K aici, minus 3. 6K. Uite, 6K minus 7, da? Și 36K, cum ai spus tu, păi 6K minus 42. Nu 16, ci 36 acum modificat. Și 72K. Și acum face 72K. Egal cu 74. 74K. Egal cu ăsta 1148.870 plus cât? 148.962. Da. Este același lucru. Supra 74. Nu 54, 74. Dar asta a fost greșeala datorită faptului că nu mi-ați dictat aici și inversă proporționalitate. Ce merită din toate chestia asta? Să reținem că trebuie să facem ochii mari când se spune direct proporțional și invers proporțional. Și încă ceva. Aici, în exercițiu, s-a văzut că această variabilă C leagă cele două șiruri de rapoarte, nu? O valoare K, raportul egal și o valoare M, și aici se produce legătura. Dacă n-ar fi fost C plus 5 și C plus 7, tot ar fi legat, că după ce îl scoatem? Scoatem pe C și C-ul dintr-o parte egal cu C-ul din partea alaltă. Și atunci când egalăm C-ul respectiv, se găsește o legătură între M și K. Încât odată legătura găsită, înlocuiești pe M-ul respectiv cu expresia în K, după care ai te întorci și găsești pe A, B și C. Și D-ul, că C-ul de aici de așa a fost legat. Nu? L-ai scos odată pe C, n-are rost să-l mai scoți încă o dată din partea. Deci, clar că vă domnul exercițiu de genul ăsta. Așa a zis. Mai da. Facem tot algebră, domnule. Da, 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 da. Da, 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 facem algebră, nu discutăm. Să facem algebră. Da, tema. Deci, insist, copiii, trebuie să lucrați din ce în ce mai mult. Și nu ești atentă, mie una, chiar am pretenții la tine. Deci, Irina, trebuie să ai încredere în tine și să ai precizii, pentru că astea s-a muncit. Și nu trebuie să mai bârbâim, da? Adi ce-a făcut? Nu știți nimic? Adi de ce n-am putut să vină? Hanbal, dar trebuie să ajungă. Da. Se uită la natașul. Da. Hai, mâine facem tot algebră. Tot algebră, da. Că da, da. Eu prim aici. La revedere! La revedere!